Ea arată festiv, o tăiem ca pe un tort, însă la cât de ușor se pregătește, numai bucătarul știe. Vă salut, dragi iubitori ai preparatelor culinare! Eu sunt Abi, iar voi sunteți oaspeții mei la o nouă rețetă în bucătăria mea. Îmi place să simplific și să scurtez cât pot pregătirea hranei acasă, așa că am căutat și am adăugat în caietul meu cu rețete preparate care nu au nevoie de multe ingrediente, dar rezultatul să fie wow! Pentru ocazia de astăzi, vin cu o rețetă care mi-a fost foarte solicitată în ultima vreme și pentru că se potrivește cu masa de Paște și pentru că ne place mult acest desert, îl voi împărtăși cu voi. Ea este numită pască, însă copiii mei îi spun tartă cu brânză. Este mai puțin important acest lucru. Ideea este că ne place indiferent de nume și o putem pregăti și în restul anului, nu doar pentru masa de Paște. Haideți să vedem de ce avem nevoie să realizăm rețeta de pască fără aluat, un desert foarte fin. Pentru această rețetă am folosit 5 ouă mari, 550 g brânză dulce, 450 g cremă de brânză, 350 g smântână cu 30% grăsime, 150 g zahăr, 50 g amidon de porumb, 4 plicuri zahăr vanilat, o lingură esență de vanilie și un praf de sare. Treaba este foarte simplă. Trebuie să amestecăm toate ingredientele într-un robot sau într-un bol cu telul. În cana robotului adăugăm brânza, crema de brânză, ouăle, smântâna, zahărul, zahărul vanilat, amidonul. În felul acesta pot consuma și cei care au intoleranță la gluten, iar pentru noi este super. Un praf de sare și esența de vanilie. Punem capacul și amestecăm 30 de secunde la viteza 5. Și aceasta este toată greutatea. Bine, mai avem un pas, să o punem în tavă. Am pregătit o tavă cu inel detașabil cu diametrul de 23 de centimetri, în care vom pune hârtie pentru copt. Însă hârtia aceasta, mai întâi o stropim cu apă. Așezăm hârtia udă în tavă. Este foarte important să așezăm hârtia bine ca să nu ne curgă compoziția din tavă. Punem compoziția în tavă. Nivelăm frumos cu spatula deasupra și punem la cuptor. La pasca aceasta merg foarte bine și stafidele. Dacă vreți, le puteți adăuga, însă după mixare. Coacem la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius la programul cu încălzire sus și jos pentru aproximativ 50 de minute sau până când se rumenește frumos deasupra. După timpul de coacere, oprim cuptorul și lăsăm ușa cuptorului întredeschisă pentru 20 de minute, după care scoatem tarta pe masă. Arată superb! S-a copt așa de frumos, nu ne rămâne decât să o lăsăm la răcit la temperatura camerei, după care în frigider și abia apoi o putem scoate din tavă. Numai după ce s-a răcit complet, îi putem scoate hârtia de copt și o putem felia frumos, așa să rămână felia întreagă. Haideți să vă arăt! Cât de frumos a rămas, cât de frumos s-a copt! Ea arată festiv, o tăiem ca pe un tort, însă la cât de ușor se pregătește, numai bucătarul știe.
Mie îmi place să o feliez după ce s-a răcit. Și acum vreau să și se vadă. Arată fantastic. Îmi place enorm. Vreau să vedeți de aproape și textura ei, să vedeți cât de bine poate să arate și cât de bine s-a închegat. Și acum să vă fac poftă, bineînțeles. Are un gust fin, se potrivește pentru orice masă festivă, dar nu numai. După cum ați văzut în ingrediente, eu am adăugat puțin zahăr. Bineînțeles, puteți mări cantitatea aceasta sau o puteți micșora. Sau o puteți servi pe deasupra cu zahăr pudră sau miere și nuci. Partea bună este că toate sunt la fel de bune. Pentru noi! Acum rămâne să ne spuneți și voi cum vă place să serviți pasca aceasta. Așteptăm în comentarii preferințele voastre. Știu că și voi sunteți mereu pe grabă și sper din toată inima ca această rețetă rapidă și cu un gust super să vă fie de ajutor și să aducă un plus de valoare mesei voastre. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să dați un like și împărtășiți cu prietenii voștri pe Facebook. Nu uitați că mă puteți urmări și pe Instagram. Iar dacă vreți să ajutați acest canal să crească frumos, atunci apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificare. De ce? Pentru că în felul acesta YouTube vă trimite o notificare ori de câte ori public o rețetă nouă. Iar pentru noi este un sprijin uriaș să știm că ne susțineți. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. La revedere! Ca să facă cospoză, eu trebuie să zic cheese!